Primul lucru, în momentul în care găsim o persoană căzută în stradă, trebuie să-i verificăm starea de conștiință. Aceasta se face prin stimul verbal. Mă auziți? Îl prindem frumos de umeri și scuturăm. Și în același timp îl și stimulăm verbal. Mă auziți? Punem o mână pe frunte, două degete pe partea osoasă a mandibulei și dăm capul pe spate. Ulterior acestui lucru, trebuie să verificăm respirația și aceasta se face prin metoda PAS. Privesc, ascult și simt. În principiu, mi-am propus ca să prezentăm oamenilor primele măsuri pe care pot să facă orice om care asistă la un eveniment în care o altă persoană este rănit, este într-o situație de urgență. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10. Nu departe de acest loc exista un cort unde copiii erau învățați ce înseamnă o persoană cu dizabilități. Chiar dacă pentru ei a fost o joacă, atunci când vor crește își vor aminti de experiența aceasta, reușind să înțeleagă câtuși de puțin prin ce trec persoanele cu diferite probleme. Vor întâlni persoane care au probleme și sunt destule probleme în această lume și să vadă și ei cum este, să simtă în pielea lor. De la an la an, numărul ONG-urilor a crescut, iar mentalitatea oamenilor s-a schimbat, o mare parte dintre ei înțelegând importanța redirecționării celor 2% din impozitul pe venit. Da, de la an la an, mureșenii dau mai mult, redirecționează acest venit, acest impozit către ONG-uri, ceea ce este bine, rămâne aici în comunitate și este folosit pentru comunitate. Copiii de la Alfa Transilvana, mai exact trupa Happy Feet, a fost responsabilă cu voia bună. Ca în fiecare an, reprezentanții ONG-urilor au mărșăluit în centrul orașului, după care au fost prezenți la standuri pe perioada întregii zile.